Parolele cu care ne accesăm mail-ul sau profilurile personale de pe rețelele online ar putea dispărea treptat. Acestea ar urma să fie înlocuite cu sisteme biometrice de control. Primul pas l-au făcut mai multe bănci din Anglia, care au pus la dispoziția clienților măsuri biometrice de identificare. O bancă din Londra a anunțat că va introduce identificarea amprentelor digitale pentru accesarea contului online și un sistem de recunoaștere a vocii pentru serviciul telefonic destinat clienților, potrivit Mediafax. Aceste modalități de identificare au rolul de a mări siguranța. Un alt motiv invocat de către bănci îl reprezintă facilitarea vieții utilizatorilor, care nu mai sunt nevoiți să memoreze parolele de acces. Sistemul de recunoaștere a vocii pentru a accesa contul bancar este folosit din 2013 de către o bancă engleză, însă doar pentru clienții din mediul corporatist. Măsurile vin în condițiile în care un sondaj realizat în Anglia de Institutul YouGov a indicat faptul că o treime dintre britanici sunt de părere că parolele clasice folosite online nu sunt o măsură de siguranță eficientă.